Încă o autospecială închiriată de întreprinderea municipală Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți. Aceasta are o capacitate de aproape 13 metri cub de gunoi și va costa întreprinderea până la 2000 de euro lunar. Autospecială a fost închiriată pentru o perioadă de un an de la un agent economic din localitate. Șeful de RCD, Iurich Marni, susține că autospeciala va permite evacuarea gunoiului în timp util. Dar asta e cu mult mai mult decât transportul care a fost folosit într-o timpul oricare în întreprinderea noastră, care scoteau cu mașinile de tip CAMAZ, care erau, duceau numai cât aer și mașina CAMAZ ducea 8 cuburi. Prețul era de orice tare scump. Autospeciala va fi antrenată la evacuarea deșeurilor de la unitățile comerciale din oraș. Это первая машина такой модели у нас. И мы ещё не знаем, что как, но думаем, что она себя оправдает. Машину только пригнали. Осматриваем, готовим к выезду. Amintim că în vara anului trecut, DRCD a închiriat 3 autospeciale din România, Botoșani. Prețul lunar pentru chiria acestora este de aproape 6.000 de euro. În total, întreprinderea dispune de 15 autospeciale.